Păi stai puțin, că dacă eu nu țin partea nimănui, sunt aici, sunt imparțial. Dar dacă domnul Speță Marinescu nu se ridică prin comportamentul urât pe care îl are vis-a-vis de aspectul fizic al lui Cristian, tu prin ce ești favorită și te ridici? Prin candelabre și prin tras de păr? Și întreabă publicul de acasă pentru ceea ce m-a... Aici ai dreptate, George, dacă te auzi, dacă te condamnă, dacă te condamnă publicul de acasă pentru faptele pe care nu le faci în emisiune, nu veni și spune de altcineva, înțelegi? Că mi-e rușine. Că tu ești... La fața genul ăla de mahala. Să înțelegem separat, nu am înțeles. Tu asta ești. Nu am înțeles. Tu prin ce te ridici? Tu prin ce te ridici în fața publică? Întreabă publicul de acasă. Mario, prin ce? Întreabă publicul prin de ce? Acasă. Prin faptul că sunt foarte sinceră. Nu întreb publicul de acasă, că sunt pipiri. Îți închid gura de fiecare dată. Dacă tu, dacă publicul de acasă te votează pe tine pentru ieșirile pe care le ai în această competiție, suntem într-un punct foarte grav. Da? Suntem într-un punct foarte grav. Mă votează pentru că sunt sinceră și spun direct în față ceea ce gândesc. Dragul Doamne, meu. Am alergie. Foarte, doamne, e foarte dureros. Cine ai avut dacă publicul, dacă publicul de acasă te respectă pe tine pentru prin acțiunile pe care tu le-ai făcut. Dar cine ești tu, mă, George, să judeci persoanele când am înțeles că Dumnezeu cumva de mă judecă pe lucru, mine și altul la idee. Mă, că George e judecătorul poporului. Dar ce tu ești tu, mă, în casa asta? Zi-mi și mie statutul tău din casa asta. Păi, Alexandra, nu? Alexandra, Alexandra, nu mi-ai mai dat tu nouă lecții, mai ales mie, dar de comportament. Ascultă, ascultă, ok, dar nu poți să-mi dai tu mie sfatul, lasă-mă, George, un pic. Pentru că în vreo două săptămâni, auzi, în vreo două săptămâni, în vreo două săptămâni, auzi, Alexandra, fii atentă, odată, da, te-ai ridicat la aia, vrei să dai în ea, ai venit în gală, să-mi dai mie cu candela brola în cap. Nu știu cum puteai să-l țin mână. Vrei să te mic, avea 100 de grade. Nu știu cum puteai. Da? Lunicos, vrei să-i dai cu găleata de... Bă, spaghete în cap. Câte vrei să-ți mai zic? Vrei să-ți mai înșir? Eu i-am dat ce am făcut lui Nicos, mă? Scuză-mă. Scuză-mă. Am pretenția de la tine să fii... Să arăți altceva. Altceva. Am altceva vreau să văd la tine. Ce vrei să-mi spun? Nu vreau să văd cum te evidențiezi jignind o altă persoană. Poți mai mult, nu? Nu poți mai mult? Prin ce vrei tu să vezi de la mine, George? Păi, ia zi, ce vrei tu să vezi de la mine? Tu zici că vrei să ai, să fii foarte, nu știu, să ai un fight foarte puternic cu Cristian. Păi dacă i-am pus niște întrebări, păi nu-i stare să răspundă. Dar ți-am zis, da, ai dreptate. Păi George. Nu fii atent, tu l-atași pe în aspectul fizic, ceea ce nu înțeleg. George, de ce face? I-am zis doar o chestie. Păi și care e problema, fratele meu? De ce l-atași prin asta? Este un fight verbal, fiecare are slăbiciuni și despre asta e vorba. Băi, George, din moment ce eu știu. Bă, comăniști, ce slăbiciune are. Normal că o să atacă acolo, fratele meu. Despre asta e vorba. Ți se spun că întotdeauna... A, deci recunoști că ataci persoana unde o doare cea mai tare. Tu ești pe liber, tu ești pe liber. Când bai într-o întâia vorbești și tu. Ia-ți mai comentat tu. Zi, Adriana. Comentez cam mult. Așa o să mă, n-ai văzut cum răspunde, că fac ce vreau când vreau. Așa am vrut, fac ce vreau când vreau și ăștia nu știu. Până la urmă, stai un pic că nu se... Că m-ai dezamăgit prea mult. Păi cu ce te-o dezamăgit? Plus, stai un pic că nu mă cheamă pe mine Patrocle. Ei, lasă, că ți-arăt eu de azi înainte, ție, Alexandru. Vezi, de nu intru eu până aici. Începând de acum, eu am zis, când văd ceva, când văd un mesaj, când aduc tot, aduc tot. Tot. Când o să am chef să vorbesc, am să vorbesc. Eu, toată lumea trebuie să statutul ei în casă, dar statutul tău care e, cine ești tu, judecătorul nostru, să ne judeci pe toți? N-ai auzit ieri ce a zis? Că ea deșteaptă și noi suntem alea. Eu zero, n-ai auzit? Eu sunt zero. Eu fără Cristi nu eram nimic în casa asta, eu sunt zero. Dar ea fără persoanele care au ridicat-o datorită băieților s-a ridicat. Ea cei? De cine îți place Codruțe? Sincer, nu știu. În casă? N-am așa. Hai că știu de cine. Nu, n-am așa o tragere spre niciuna așa. Nu știu. Dar fetele noi? Păi n-am vorbit cu niciuna. Nicio. De ce îi ții lângă tine? De ce? Ce? De ce îi ții lângă tine? Păi cine ține-o lângă mine? Pe... Dar Cristi a zis o săptămână că luptă, o săptămână mai luptă, ți se pare că i-am ții-o lui ceva? El o săptămână vine și zice că luptă, o săptămână vine și zice că nu mai luptă, eu ce ar trebui să-i fac? Ce ar trebui să-i zic? Dar ce vrei să facă ei? Ce vrei să facă ei? Nu, dar ce ar trebui eu să fac din moment ce văd o persoană care o săptămână care are sunt o decizie, o săptămână are o altă decizie? Păi dacă nu mi-a îndeplinit nicio persoană așteptările mele, ce vrei să fac? Nu zic, care sunt așteptările tale? Eu de la îmi doresc ei? O persoană matură lângă mine, îți dai seama. Da, dar tu înțelegi? Că ce?
Că ce se întâmplă? Nimic. Marinescu, de fiecare dată când m-ai atacat pe chestiar... Dar nici eu nu înțeleg cine se crede. Păi niciodată nu ți-a răspuns. De fiecare dată, niciodată nu ți-a răspuns. I-am mai pus vreo 2-3 întrebări înainte de treaba asta, nu mi-a răspuns. Legat de asta... M-a dat răspuns. Legat... Bă, fratele meu, legat nu mai încerca să-l scoți. Legat de... Mă, nu mai încerca să-l scoți. Mă, nu mai încerca... Asta, deci, asta în competiția asta, legat de aspectul lui fizic, nu ți-a dat niciodată curs. Încerc să-l scoți. Când a fost vorba, să vorbești cu el alte subiecte pe alte planuri, tu ai complexe? Dacă a fost vreo să-l ataci cu aspectul fizic... Bă, dacă am complexele... Am probabil niște complexe. Nu mă refer la aspectul fizic, nu la... Eu cred că orice om își dorește să arate mai bine, dar în emisiunea asta nu cred că mi-am arătat slăbiciunea... Cristi! Păi și Marinescu, de ce a zis că te atacă prin punctele tale asta sensibile? Crede... Nu, asta crede... Asta crede el că sunt punctele mele slabe. În momentul în care am zis de Mădălina că să ia seama ce fel de persoană ești, ce fel de om ești, m-am referit la caracter. Adică nu te-am, nu te-am luat doar după aspectul fizic. Adică nu încerca acum să scoți tu mai pune. La astea, spune-l Marinescu că într-un an de zile la câte operații s-au inventat o să arăți top. Mariana, eu am să las pe domnul Marinescu. Aspectul fizic îl putem schimba. Eu am să las pe domnul Marinescu. Crede-mă, crede-mă Marinescu că l-am cunoscut pe Cristi. Îi caut, Mădălina, îi caut cel mai bun medic plastician. Nu poate să facă el nimic mai mult decât asta. Lasă, caracterul lui face tot, îți spun eu. Îți spun eu, Marinescu, caracterul lui face tot. Caracterul lui? Da, da. Da, l-ai plăcut tu, că ți-a plăcut caracterul lui. Am dansat, am dansat. Am avut un dans și atât. Lasă-mă. Da, auzi? El nu s-a declarat. Păi și bun și mai mult decât atât, dacă caracterul lui e atât de frumos, ia să-l trebuie pe Mariana acum, da? Că zice că nu interesează așa de mult aspectul la el. De ce nu se combină cu el? Că are un caracter de milioane. Deci problema ta, de nu mă combin, eu am lucrurile mele, nu trebuie să vi le spun vouă. Lipsește atracția, scuză-mă. Da, dacă am lungești? Da, așa, o lungesc cât vreau eu. Ce o lungești, Mariana? Că poți să o mai lungești cât trei vieți. Că dar care este problema voastră? V-am luat pâinea voastră? V-am luat bărbații voștri, femeile voastre? Care e problema voastră? A ta care e problema? Îți place de Cristi și ți-l-am luat eu? Sau nu, Doamne ferește, ok, atunci care e problema? Se face impresia că nu prea... Că impresia că ce? Că ce? Coincid realitatea cu... Cu ce? Ce vrei tu să faci? Ba, care-i problema ta? În momentul în care o să... Te întreb și eu. Tu ce vrei, să vin aici să le iau pe primul venit, să-mi fac relație cu el, că așa cere? Venit, așa Mariana, cere publicul? Mariana, așa cere publicul? O să fac când vreau eu, nu când cere lumea, nu când mă împinge cineva de la spate. Ok, este părerea ta, ți-o respect, e părerea ta, atât. Dar nu înțeleg de unde până unde, dacă îl placi pe el, lupta pentru el. Dar nu am încercat să zic de mine. Nu m-am vrut să... Ba da, că ce ții, că ce nu știu ce, îți place de ce... Personal, mie mi se pare că Cristi este un băiat de treabă. Da, este foarte de treabă, zic, nu că de treabă. Dar un pic suferă, părerea mea. O, să stea liniștite, că poate să mai vină 30 de femei. Dacă vine tot ce... Bă, de ce nu răspund la întrebări, răspund la întrebări? Marinescu, la întrebări pertinente, o să-ți răspund cu foarte mare drag. La atacuri. La atacuri, la aspectul fizic, nu o să-ți răspund niciodată, o să-ți râd în față. Fiindcă tu îmi demonstrezi mie că am avut dreptate până acum în privința ta, din prima până în ultima zi. George ăsta, am văzut că este judecat. Dar nu știu cine se crede George în casa asta, dar se crede superior la toți. La toți se crede superior. Da, pe bune că se crede superior. Se crede superior și el n-are nimic în cap. E zero barat. Că lasă-mă omul să se creadă pe bune... Dar cum, fratele meu? Lasă-l să creadă ce vrea el. Dacă nu el, atunci cine? Da. A ajuns el să judece pe toți din casă. Da. Își dă el cu părerea despre toți, își dă el cu părerea. El mereu are dreptate. Da, are o dubă dreptate. Așa crede el, mă. Măcar dacă își dă cu părerea în la adevăr, da. Își dă cu părerea, mă, la prostii. Nu e stare să... Dacă le-ai un pic mai tare, s-a pierdut. Nici chiar așa. Ei. Ce nici chiar așa? Se pierde, dar ideea este că se crede prea superior. Dacă închis cură, nu mai știe ce să mai zică. Schimbă subiectul ca să ajungă tot la dreptatea lui. Eu l-am vorbit cu el? Spui mie. Schimbă subiectul. Ca să nu ajungă să... Că vede că ai dreptate într-un anumit subiect și el schimbă subiectul numai ca să... Te-am pus o întrebare. Marinescu. Pentru că am zis, fii atent, și zic și acum, iar. Hai zi. Că în timp de 3 sezoane, toată lumea s-a plictisit de familia Comăniști, vrei să te mint? Foarte bine. Sezonul 1 și 2
A fost sorta, sezonul 3, Cristian Comănici. Mai ai frați, problemă. Mai ai surori, bunici, mai am. Perișoare. O să fii sezonul 87, Puterea Dragostei. Bă, nu te plictisi. Nepotul Biancăi, strănepotul Biancăi. Omul știe să vorbească, are cuvintele la el. Nu contează, toată lumea de acasă a plictisit de Comănici. Nu-i nicio problemă. Comănici, Comănici, Comănici. Uite, roagă-ți. Vrem să vedem și altceva aici. Să vedem un mare. Marinescu, dar... Vrem să vedem un Codruț, un Marinescu, ceva. Marinescu. Comănici non-stop. Marinescu, hai să zic. Încă 7 sezoane. Dacă, băi, dacă o să fie 7 sezoane Puterea Dragostei, o să fie și în 80-le. Dacă ai... O să fie... Cred că o să-l bagi aici și pe Fitu. Vrei să te mint? Pe strănepotul. Și pe Fitu, și pe... Sezonul 87 Fitul, să fie strănepotul. Lasă-ne, mă, frate. Dacă ai obiecții, du-te frumos la producție și spune, domnule, m-am plictisit de familia Comunici în Puterea Dragostei și dacă păi mă nu doream afară... Plictis, toată lumea s-a plictisit. Foarte bine, momentan sunt cel mai votat și le mulțumesc din suflet. Cred că persoanele alea se bucură că sunt în emisiune. Și din moment ce sunt cel mai mare număr de susținători... Da, mă, știu. Cel mai mare număr de susținători? Probabil că... Da, știu. Într-adevăr, ai dreptate, pentru că tu cerșești voturile. Ai dreptate. Și mai mult decât atât... Mă rog de oameni. Ce să fac? Auzi? Eu știam că există viață după Puterea Dragostei, băi, Cristian. Așa știam și eu, da. Eu nu observ că există pentru unii dintre voi. Ieri a dovedit faptul că îl controlează pe Codruț. Și că Codruț a făcut ce a vrut el. Pentru că, dacă, nu știu dacă mai ții minte, dar a fost un moment în care el a spus că Codruț, el speră ca Codruț să se folosească de mine, nu eu de Codruț, știi? Uh-huh. Ții minte, eram într-o gală, parcă, sau nu mai știu exact când. Înțelegi? Și l-a dus pe Codruț în punctul în care a vrut să se folosească de mine, doar că nu se aștepta ca eu să mă despart de el. Deci, în momentul de față, el se joacă cu mintea lui. Lasă-l să se joace dacă păi e da, el a făcut, Codruț. El a făcut trenuleț. Așa da, păi, o zis că, dar nu era, l-a zis că l-a cumpărat când era mic, își dorea o jucărie de foarte. De tine zicea. Nu, de el. Nu, de tine zicea ieri. Cum să zic că mă de da, de tine zicea ieri. La cine te referi? Pentru sora ta. Ferească. Bă, deci stă, fii atent. Să dea domn. Hai să zic eu ia. Să dea domn, nu să faci măcar 10% din cât face sora mea. Bă, ești de bun la cap. Să fii chemat măcar la 10% din emisiuni sau să fii... Nu știu, să primești mesaje frumoase la atât, 10%. Da, mă, da. Să faci promovări la niște firme foarte mari care se bucură de un câștig reciproc. Nu, stai așa că nu ne înțelegem. Să dea domnul! Comănici, nu ne înțelegem aici. Nu ne înțelegem, da? Pentru păi nu ne înțelegem. Nu am zis că e ceva că tu vorbești limba ofticaților. Dar tu să stai. Tu vorbești limba ofticaților. Tu să stai în fața camerei. Exact. Și să cerșești banii, ești nebun, vrei să te... Exact, bravo ei. La jumate de... Jumătate de milion de abonați pe Instagram, mi-ar fi rușine să stai eu să cerțesc de o pâină, vrei să... Marinescule, mie mi-ar fi rușine... Să mi se dea o pâinică, mi-ar fi rușine să am 23 de ani, las. Să am o familie care, din câte știu, familia ta e potentă financiar așa. Și să stau pe banii lor... Dar de unde știi tu? Păi asta ai făcut toată viața, tu nu ai avut niciun loc de muncă în viața ta. De unde știi? Primii bani pe care i-ai văzut munciți așa de tine. Mă, de unde știi? Sunt aștia de ei făcut în emisiune. Bă, de unde știi? Să fie rușine. De unde știi, Comunici? Bă, am auzit și eu, am unde... Tata-i de-a te... Sunteți, mă, vă dați în familie, vă dați... Eu n-am, bă, eu n-am dat în familie. Băi, nu, Codruț, nu m-am dat în familie. Ăsta zice de... Zice de sora mea, dar eu n-am zis nimic. Băi, Comunici, eu am zis ceva de familie. Bă, eu i-am zis că foarte... Stai jos, vorbești cu Codruț. Vă dați în duel, și voi vă dați în familie, vă dați... Ce? Tu greșești. De ce? Ce spun și de ce? Ia zi de ce. Vă dați în familie, vă dați în primul rând este... Ce aveți? Mi se pare inacceptabil ceea ce faci tu, Marinescu, pentru că fiecare își face banii. Ce vreau eu? Ok, faci ce vrei tu. Ok, faci ce vrei tu. Ce vreau eu? Tu greșești din punctul meu de vedere că ai dat curs la acest subiect. Mă, nu i-am dat curs. Te-ai ridicat, am făcut o comparație. Ai început să dai exemple, tu i-ai dat curs. Nu, eu vorbeam despre sora mea ca să e rușine și cred că mulți și-ar dori unde este sora mea în momentul de față. Trebuie să nu mă lua de familia lui, am zis că e în familie potentă financiar și mi-ar fi rușine în locul lui să stau cu banii lor. Informațiile care le-ai auzit mai înainte. Cine vorbești? Eu? Da. Nu cine vorbesc. Mai cu cine ai vorbit tu? Cu mine. Nu ce tot cu mine. Dar nu mă interesează, mi-a ajunge numele ei atât.
Puterea dragostei continuă. Ne revedem de la ora 17. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.